Bună dimineața! Astăzi, împreună cu mine la Jurnalul de Economie, este Radu Crăciun, președinte director general la BCR Pensii Private. Bună ziua, Radu! Bun venit! Bună dimineața! Să plecăm întâi de la starea pilonului 2. Suntem la mijloc de an, la final de semestru 1. Care ar trebui să fie radiografia pe această zonă investițională? Practic am reușit ca să recuperăm pierderile suferite din cauza șocului pe care piețele financiare l-au suferit în urma crizei. A fost o ajustare extrem de severă, care iată acum este recuperată în cea mai mare parte. Sigur, și bursele au ajutat acest lucru, dar practic de la începutul anului până acum fondurile de pensii private se apropie de situația în care pierderile sunt aproape anulate. Bun. În acea analiză a Academiei Române intitulată Analiză privind identificarea posibilor soluții din domeniul financiar bancar pentru evitarea unei crize majore și refacerea post-criză a economiei României, se prevede faptul că o sursă de finanțare a redresării ar trebui să fie suspendarea plăților către pilonul 2 și reorientarea peste 13 miliarde de euro către acest efort de redresare. Cât este de întemeiat această recomandare? Am citit și eu paragrafele cu pricina din raportul Academiei. Mie mi se pare că mesajele sunt contradictorii, pentru că, pe de o parte, în același raport, prezența fondurilor de pensii private pe bursa din București e considerată a fi un mare atu în comparație cu criza precedentă. Deci existența acestui sistem e considerată a fi benefică pentru piața de capital din România, pentru ca ulterior să vină această propunere care contrazice practic virtutea pe care o are de data asta piața de capital, și anume faptul că are prezența unor investitori instituționali atât de puternici precum pensiile private. Sunt acolo câteva lucruri care nu mi se par în regulă. Pe de o parte, sigur, este vorba de faptul că asta înseamnă în ultima instanță privarea românilor de această sursă suplimentară de economii pe care o vor avea la pensie. Pe lângă asta însă este vorba de faptul că apare nu-i așa considerația că statul va fi un manager mai bun decât un administrator privat și din păcate s-a demonstrat de-a lungul timpului că nu este așa. În ultimii 30 de ani statul nu prea ne-a demonstrat acest lucru. Nu putem citi printre rânduri că de fapt Academia Română recomandă, din nou vedem aceasta în spațiu public, naționalizarea pensiilor private? Da, m-aș feri de acest cuvânt, dar cert este că pare să fie un avocat al translatării acestor fonduri în administrarea statului, ceea ce dintr-o dată, aș spune, ridică mari semne de întrebare, și mai mult decât atât folosește acolo un cuvânt care iarăși îmi dă frisoane, susținerea întreprinderilor de stat strategice. Ori, un cuvânt ca susținerea nu prea inspiră randament investițional, ca să fiu sincer. Da. Pilonul 2, așa cum ai precizat chiar tu ceva mai devreme, și a revenit din criza indusă de pandemie. Am văzut că toate fondurile de pensii obligatorii administrate privat au anunțat ceva creșteri și recuperarea pierderilor din ultimele luni. În ce măsură însă, te întreb, în perioada care va veni, fondurile de pensii private vor avea, să spunem, șansa de a oferi investitorilor satisfacții, în contextul în care se speculează mult și o posibilă legătură între pensiile private din România și scandalul uriaș din Germania. Aici trebuie să spunem, între timp lucrurile cred că s-au lămurit destul de bine. Am văzut un comunicat și al autorității, am văzut un comunicat și al colegilor din NN, dar aici cred că trebuie să lămurim o iluzie care persistă mai ales în rândul nespecialiștilor în industria de investiții. Fondurile de investiții nu pot să aibă o rată de succes de 100% a investițiilor pe care le fac. Cu alte cuvinte, e posibil ca între emitenții în care fondurile de pensii sau de investiții
unde plasează banii, să existe și firme care nu confirmă așteptările. Asta e motivul pentru care un portofoliu al unui fond de investiții și a fondurilor de pensii din România se află 10 de emitenți. Deci, este, dacă vreți, cheia succesului este diversificarea. Tocmai pentru că e posibil câteodată să apară lucruri total neașteptate, așa cum a fost și cazul Wirecard. Până la urmă, să nu uităm că este prima companie care face parte din indicele bursier DAX, care trece printr-un astfel de scandal. Deci sunt lucruri pe care nimeni nu avea cum să le anticipeze și atunci chiar succesul este să nu pui toate ouăle în același coș și să fii investit în cât mai mulți emitenți, în așa fel încât dacă o investiție dă greș, eventual, celelalte să compenseze astfel de pierdere. Dar o rată de succes de 100% nu este posibilă. Cheia succesului, așa cum ai spus, avem grijă să nu punem toate ouăle din perspectiva investițiilor în același coș și să stăm cu ochii pe ele. Mulțumesc frumos, Radu Crăciun. Ăsta a fost Jurnalul de Economie de azi.